camera Sony A7 IV este vârful seriei profesionale ce deja a făcut istorie în ultimii ani. Am avut norocul să primesc pentru câteva zile acest body și l-am pus în echipă cu obiectivul de sport și wildlife Sony 200-600G. Norocul l-a făcut să particip la două evenimente sportive în acest timp foarte scurt. Am profitat și de funcția pe care o consider foarte utilă pentru stilul de fotografie pe care l-am practicat în ultima perioadă, ai autofocus pentru păsări și vă invit să vedeți cum s-a descurcat. Să le luăm pe rând. Eu fotografiez cu Alpha 6400, așa că trecerea de la un body semi-pro la unul pro este una destul de mare. De la numărul de funcții suplimentare la raportul de mărime, toate oferă o senzație de produs premium. Până și modul în care se așează în mână este unul mai plăcut, mai fix, datorită și zonei mai generoase. În toate fotografiile am folosit modul de autofocus continuu cu timp de declanșare între 1x800 și 1x6000. După acomodare și punerea la punct a setărilor, am fost nerăbdător să ies autură de pozat păsările, dorind să testez focalizarea automată pe ochii acestora. Am obținut rezultate foarte bune, uneori activând și modul crop, unde obiectivul devenea 300-900mm. În aceste condiții s-a dovedit foarte util pentru momentele când păsările nu mă lăsau să mă apropii. Situația, am testat camera la un concurs de echitații, unde am întâmpinat momente când subiectul ocolea diverse obstacole și camera trebuia să mențină focusul, chiar dacă în mișcarea de panning acesta dispărea uneori din cadru. S-a descurcat de minune și am obținut cadre clare, fără să am vreo secundă senzația de nesiguranță la atingerea focusului perfect. Weekendul s-a încheiat cu un concurs de biciclete, etapa campionatului național de mountain bike pentru copii. Am avut parte de o locație superbă, unde am experimentat mai multe situații pentru fotografie, de la momente tehnice unde concurenții gândeau bine situația, sau momente de sprint unde erau greu de urmărit.
găzduiește și păsări de baltă, iar eu nu am putut sta departe, profitând și de faptul că acestea erau obișnuite cu zarva și gălăgia provocată de concurs și mi-a permis să mă apropie mai mult decât am reușit până în prezent la alte vizite. Surpriză plăcută am avut la capitolul autonomie, unde după mai bine de 8 ore de fotografiat și 2500 de cadre RAW plus JPEG, am terminat ziua cu peste 30% baterie. Consider că nu puteam finaliza prezentarea fără un test ISO, ale cărui rezultate vă invit să le urmăriți pentru a stabili singur cum se descurcă Sony Alpha 7 IV în condiții de lumină scăzută. Alături de obiectivul Sony 200-600G face echipă perfectă și împreună trec peste orice fel de eveniment sportiv sau alte vizite în natură, atât pentru wildlife, cât și pentru birdwatching. Cu siguranță e dorit de fotograf în toate domeniile, mai ales de către cei ce merg la evenimente, iar performanțele ridicate vor fi motiv de minții multe iubite și soții pentru a obține acordul de cheltui cei 14.000 de lei.